Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Un mesaj de dragoste de la persoana la care vă gândiți. Dragă. În general, pentru că dacă n-ar fi dragă, nu ați vrea să aflați cum se gândește sau nu ați aștepta un mesaj. Acum că e Mercur retrograd, poate că și mesajul va veni. Dar, în general, cei care caută către acest gen de etalări, probabil că sunt în separare. Majoritatea care ascultați această etalare, sunteți în separare. Oricum, sau poate căutați confirmare. Aveți de ales, dragii mei, între patru opțiuni, da? După cum vedeți. Sper să fie interesant, pentru că n-am mai făcut niciodată acest gen de etalare. O să vedeți că e altfel. Vă rog frumos să alegeți între prima opțiune, inima, a doua, calul de argint, inelul și calul de argint, a treia, acest obiect foarte interesant, da? E o casetuță, mini-casetuță. Și îngerașul. Hai să vi le mai pun încă o dată, să vi le aduc aproape, să le vedeți. Numărul 1, ia, vedeți? O inimioară de argint, evident. A doua, am încercat să pun inelul într-o anumită poziție, inelul meu de argint, cu un cal, reprezentarea unui cal. Această casetuță. Ați văzut că se deschide? Și acest îngeraș. Acum, o să folosesc un cuvânt, pentru că tocmai am fost criticată că îl folosesc. Mi s-a atribuit chiar cumva o atitudine mârlănească, dar din încăpățânare, pentru că am eu planetele acelea învărsător și acel neconvenționalism cu care unii v-ați obișnuit, o să repet acest cuvânt. Okidoki. Sunt genul de om care, chiar dacă am o experiență de viață, chiar dacă am multe de transmis celor care vor să le asculte, îmi permit să fiu, să zic, un pic copilăros, extravagant și cine consideră aceste gesturi sau anumite gesturi pe care le fac, anumite ticuri pe care le-am căpătat în aceste etalări, le consideră meritoase de criticat, să rămână în energia lor, cu snobismul lor, eu continui să zic ochi-dochi. Și mâna sus, cine zice la fel ca mine, chiar dacă nu este mârlan sau mârlancă. Da, hai să vedem. Primul număr. Cei care ați ales această inimioară de argint foarte frumos, o vedeți? Da, o vedeți. Hai să vedem ce cărți vin și ce mesaj vi se pregătește. Deci, numărul 1, mesaj de dragoste. Interesant. Mesaj de dragoste. Chiar au vrut să se arate, deci nici n-am amestecat bine, ieri au fost amestecate cărțile, dar chiar au vrut să se arate aceste cărți. N-au mai așteptat nicio altă manevră. Probabil că stă pe buze acest mesaj de dragoste. Interesant. Uf. Da. Mesaj de dragoste pentru numărul 1. Numărul 1, mesaj de dragoste. Unde să le pun? Unde să le pun aici? Mesaj de dragoste pentru numărul 1. Mesaj de dragoste pentru numărul 1.
Okidoki, apropo, că tot deranjează pe unii, prețioși, pretențioși, prea multe pretenții. Condițiile în care poate ar trebui să se uite la ei, la viața lor. Și mai vrea încă o carte. Mesaj de drag. Oho, da, interesant. Interesant. Mi se confirmă și mie niște lucruri. Mesaj de dragoste. Mesaj de dragoste pentru numărul 1. Ho, 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 ho. Da. Și totuși mai vreau încă o carte, energia generală. Extraordinar. Spirit, iar tot te gândești și expiri, trebuie să aveți răbdare până îmi pregătesc toate cărțile ca să le văd, da? Chiar dacă pe unele nu le vedeți voi, eu le văd. Așa, hai să începem. Sufletul meu, inima mea, cea dragă, pe care am descoperit-o în momentul în care te-am întâlnit, pe care o simt de când te-am întâlnit. Aș vrea să-ți mărturisesc că și poate nu am reușit până acum suficient sau nu au fost condițiile. Dar aș vrea să-ți mărturisesc că simt o mare atracție față de tine. Mă simt tânăr. Chiar sunt tânăr. Dar tânăr și plin de pasiune așa cum sunt, mi-am descoperit sufletul în momentul în care te-am întâlnit. Am venit înspre tine plin de încredere în calitățile mele de cuceritor, în calitățile mele fizice, atractive, sperând totodată că această pasiune imensă pe care o simt pentru tine ne poate aduce mai aproape. Și totuși, pe lângă această pasiune, repet, îmi simt inima bătând mai tare, mai repede, în alt ritm de fiecare dată când te văd, de fiecare dată când mă gândesc la tine, de fiecare dată când, într-un fel, ți-aud vocea sau cineva vorbește într-un fel despre tine. Pentru că tu ești sufletul meu, mi-atingi inima într-un fel în care nu ai mai atins-o, într-un fel în care nu a mai atins-o nimeni. Simt că ne cunoaște dintotdeauna. Simt că planetele ne-au adus față în față ca să ne îndrăgostim, ca să ne iubim
Și chiar dacă acum nu suntem împreună, chiar dacă acum sunt multe blocaje de depășit, chiar dacă până acum au fost blocaje în această dragoste, sunt plin de speranță că vom fi totuși împreună. Am deja o nouă viziune asupra dragostei de când te-am întâlnit. Dacă până acum căutam aventuri, iubiri trecătoare, să-mi consum această energie și pasiune pe care o simt în mine ca și trup tânăr, ca și spirit tânăr, cum credeam că sunt, de când te-am întâlnit, simt altceva, simt că este în mine o emoție pe care nu am identificat-o, pe care nu am explorat-o. Și de când nu ne mai întâlnim, de când nu te-am mai văzut, de când s-a pus tăcerea între noi, mă simt ca într-un vid, ca într-un tunel, ca într-un turbion prin care trebuie să trec ca să mă transform și să vin mai aproape de lumină, pentru că tu, sufletul meu, ești mai aproape de lumină. Și acum înțeleg, acum am o nouă viziune, că trebuie să mă curăț, trebuie să-mi schimb stilul de viață ca să putem să fim împreună, să ne putem bucura și nu doar să ne putem bucura ca și prieteni, ca două suflete care se recunosc, ci să ne putem bucura de această pasiune, atracție pe care o simt în continuare din ziua, prima zi în care te-am întâlnit. Până să te întâlnesc, mă simțeam într-un fel mizerabil, într-un fel aproape ca ceilalți. Credeam că viața așa trebuie trăită. Facem bani, stăm într-o relație, acumulăm bogății, muncim, iar acumulăm bogății, punem teritorii în jurul nostru și protejăm bogățiile pe care le-am acumulat. Dar te-am întâlnit pe tine. De atunci am început să văd lucrurile altfel, să privesc către cer, să-mi ascult inima, să zbor cu gândul către tine, chiar dacă nu suntem împreună. Lângă tine sufletul meu înflorește. Și totuși, această dragoste atât de profundă, am blocat-o. Am blocat-o la început. Am blocat-o pentru că am niște responsabilități despre care nu ți-am vorbit. Am blocat-o și am încercat să plec departe de tine. Am încercat să-mi caut destinul în altă parte, dar nu pot. Nu am cum. Am devenit obsedat de tine. Dacă înainte eram obsedat de alte lucruri, aveam adicții și încă am adicții, sunt conștient, conștientă, că am niște adicții pe care trebuie să le curăț. Totuși, cea mai mare adicție rămâi tu. Sunt niște responsabilități în viața mea de care trebuie să mă separ, pe care trebuie să le închei. Sunt niște personaje toxice cu care nu mă înțeleg. Și trebuie să accept acest lucru, că nu ne înțelegem și să merg mai departe. Și aceste personaje toxice încă mă țin în lanțuri. Până atunci, sufletul meu visează la mine, speră și roagă-te. Pentru că sunt în acest turbion emoțional și nu doar emoțional, pentru că încă mai am nevoie de transformare, încă am nevoie de ajutorul tău, de gândurile tale bune, care să ajungă către mine și să mă ajute în acest proces de transformare. Chiar dacă nu suntem împreună, chiar dacă nu te văd, te simt atât de puternic încât îți simt gustul și mirosul. Mă simt cu tine altfel. Și tu faci diferența dintre restul, viața mea din trecut și cea care există
sau cea care poate exista alături de tine. Acum încep să crești eu în aranjamente planetare, în orchestrații divine. Acum încep și eu să cred. Lucruri despre care nu, la care nu mă gândeam, obișnuit fiind sau obișnuită fiind, doar să muncesc și să mă concentrez pe carieră și pe stabilitatea mea financiară. Și totuși, mă văd îmbătrânind lângă tine și având copii cu tine. Așa mă văd, așa îmi place să-mi imaginez. Sper, din tot sufletul, să se realizeze acest vis, pentru că nu întâmplător l-am atât de des. Aș vrea să cred că ne vom întâlni cât mai curând și că vom dansa împreună în lumină, în culoare și în bucurie și ne vom transforma împreună pentru că avem posibilitatea să creăm ceva ce doar noi doi putem crea. Și spun asta pentru că acum am o nouă viziune asupra lucrurilor. Da? Trebuie să mă sacrific, trebuie să sacrific anumite lucruri, anumite relații, anumite responsabilități. Trebuie să ies din blocaje, trebuie să învăț să am credință. Dar această aparentă stagnare, să știi că mă aduce mai aproape de tine, pe alte căi, și îmi doresc să împlinesc acest vis de a fi lângă tine, de a avea o familie și de a fi fericiți. Te iubesc. Da. Dragii mei, cam aceasta ar fi mesajul. Au rămas multe nespuse, dar vi le spun eu acum, în încheiere, că acest personaj are și o mândrie specială, poate ieșită din comun, tocmai pentru faptul că iese în evidență, este atractiv în general și știe că primește atenție din multe direcții. Și această mândrie, ca și responsabilitățile despre care a vorbit, trebuie depășite în acest program de curățare, autocurățare. Schimbare de vibrație. Da? N-am făcut niciodată acest gen de etalare. Ia uite, nici nu mai știu cum să pun cărțile. Mă simt și eu foarte încărcată. Are nevoie de susținerea voastră, cum confirmă și cărțile pe care le am în jur. Dar asta nu înseamnă că voi trebuie să stați pe loc. Relația, în aparență, cum ați mărturisit și persoana, stagnează, dar stagnează cu un scop. Da? Scopul este transformarea voastră și să vă apropiați de vibrația unuia și celuilalt. Până una alta, acest personaj, dar și voi, trebuie să aveți încredere, trust, dar mai ales acest personaj, în intuiția voastră. Există o a treia persoană sau a treia situație, responsabilitățile despre care a amintit persoana voastră. Există ceva. O relație în care se face un compromis de mult timp și trebuie rezolvată acea problemă. Dar, repet, lecția principală este încrederea, intuiția și transformarea. Mă simt foarte... Da, că etalările ne afectează, nu cum să nu ne afecteze. Mă simt foarte impresionată de acest mesaj. Sunt foarte curioasă dacă ceva din viața voastră confirmă din ceea ce știți despre persoana la care v-ați gândit, confirmă lucrurile pe care vi le-a transmis în acest mesaj.
Poate n-ați apucat să vă cunoașteți suficient de bine, dar cât ați reușit, sper că aveți anumite informații care ar putea să confirme ce v-am transmis eu prin această etalare. Ok. Okidoki, cum am zis. Okidoki, continui să zic okidoki. Haideți să facem a doua prezentare, numărul 2. Cei care ați ales inelul de argint, unul din preferatele mele, da? Nu este la fel de elegant ca altele, dar este neconvențional așa cum sunt și eu și manifestă libertate, dragostea de libertate. Cred că este unul din subiectele voastre comune sau lecția voastră, această libertate și conectare la intuiție, evident. Da, vedem ce alte mesaje mai vin. Vedem. Ok. Okidoki. 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 Repet. Repet. Interesant. Nu. În primul și în primul rând, înainte să încep mesajul, este o stare de euforie între voi, în preajma voastră, ori o simțiți amândoi, ori o simte acest personaj, trebuie să recunoașteți starea aceasta de miracol, de transformare, de potențial de transformare. O să rețin totuși, o să pun deoparte, să văd dacă are legătura. Nu o las pentru că n-am cerut încă întrebarea. Ok, n-am pus întrebarea. Dar, hai să începem. Numărul 2. Cei care ați ales calul de argint. Numărul 2. Mesaj de dragoste. Mesaj de dragoste. Sunt multe. Nu sunt chiar așa de multe. Acceptabile. Da. Este un tumult emoțional ceea ce simte acest personaj. Spun acum, pentru că poate uit la sfârșitul mesajului, dacă sunt tulburată, poate uit să mai spun una altă, să mai adaug. Ce? Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, mesaj de dragoste. Ce frumos! Numărul 2, mesaj de dragoste. Numărul 2, mesaj de dragoste. Ce frumos! Interesantă confirmare.
Numărul 2, mesaj de dragoste pentru numărul 2. Numărul 2. Ce frumos. Numărul 2, mesaj de dragoste pentru numărul 2. Exact ce apare și aici. Imediat, dragii mei, încă un pic. Numărul 2. Mesaj de dragoste. Mesaj de dragoste pentru numărul 2. Mesaj de dragoste pentru numărul 2. Foarte complexe aceste mesaje. Năstrușnica mea sau copilăroasa, copilul meu. Copilul meu, copilărosul meu. Așa simt. Simt că inima mea s-a umplut deja cu prea multe emoții și nu mai pot să fac față acestei presiuni. Mă consumă toate stările emoționale pe care le simt în preajma ta sau când mă gândesc la tine. Există opțiuni, amândoi avem opțiuni, dar dintre toate opțiunile amândoi visăm să ne întâlnim și să ne conectăm unul la celălalt, pentru că eu simt că și tu mă simți. Chiar dacă sunt diferențe între noi, aceste diferențe ne completează. Sufletul meu simte sufletul tău și simte că mă simți. Lângă tine simt că înfloresc, lângă tine lucrurile, atmosfera, natura parcă înflorește. Când mă gândesc la tine, mă simt delicată ca o floare și totuși am nevoie de lucru stabil. Am nevoie să îmi urmez inima și simt că inima mea este lângă tine. Dar există ceva în spate care trebuie lăsat. Există un sistem de gândire, niște tradiții, o căsnicie sau un contract, oameni puternici, tradiționali, care au fost în viața mea cu un scop. Însă, lucrurile s-au schimbat de când te-am întâlnit.
Te simt atât de puternic cât simt energia în jur. Când sunt în preajma ta, simt vibrația pe care o transmiți. Și simt această energie în jurul meu și când visez la tine. Din acest motiv, dintre toate opțiunile, tu rămâi o opțiune specială. Da, amândoi ne dorim libertatea. Amândoi suntem doritor de libertate. Dar cred că această libertate o putem găsi împreună, tocmai pentru că suntem la fel. Este un lucru pe care aș vrea să ți-l transmit, pentru că poate nu mă crezi, poate nu crezi toate lucrurile pe care ți le mărturisesc acum. Da, știu. Pretind că nu-mi pasă, dar îmi pasă foarte mult. Asta tocmai pentru că am avut de-a face cu oameni duri, cu oameni puternici și față de care a trebuit să-mi ascund inima, să-mi ascund sentimentele, sentimentalismul, vulnerabilitatea, sensibilitatea, ca să le fac față. Și totuși, pe tine te doresc foarte mult și nu e vorba doar de o dorință fizică. Da, simt foarte intens lângă tine, totul devine apăsător, dar este un consum energetic și o încărcare energetică. Este un lucru miraculos ce se întâmplă de când te cunosc. Simt că mă transform într-o prințesă sau într-un prinț. Simt că cei care m-au considerat până acum nemerituos sau nemerituoasă și au încercat să să-și impună forța, într-un fel, să mă domine prin tradiții, prin religie, prin sisteme financiare. Toți aceștia trebuie lăsați în urmă, pentru că există acest vânt al libertății pe care îl simt de când te-am întâlnit. Simt, repet, că lângă tine pot să fiu și stabilă și liberă. Amândoi putem să zburăm ca acest cal. Amândoi avem posibilitatea să vedem, creând împreună o moștenire de lumină. Știu, poate ți se pare ciudat, pentru că uneori nu arăt toate aceste senzații, sentimente, gânduri. Arăt rece, poate distantă, poate ironică sau ironic, acru sau sarcastic, am zis. Sunt dezamăgită de oamenii din viața mea. Mulți au venit, au plecat, au lăsat în urmă cenușă, au venit cu pasiune, cu foc și au lăsat în urmă un suflet rănit. Și din acest motiv, toate aceste emoții care mă transformă, mă și consumă. Aș vrea să călăresc acest val cosmic, să călăresc acest val cosmic de emoții, de energie, împreună cu tine, pentru că tu ești iubitul meu. Împreună suntem ca yin și yang, ziua și noaptea, ne completăm, ne auzim. Și doar împreună putem să fim un tot. Trebuie să sparg niște ziduri, trebuie să mă rup de karma familiară, trebuie să mă rup de karma pe care mi-am creat-o și eu până acum, fără să-mi dau seama.
ca să pot să particip la această uniune, ca să pot să îmi ascult dorința inimii. Dorința inimii mele ești tu, pe tine te vreau. Și aș vrea să-ți transmit un soi de PS. PS, postscriptum, un mesaj. Nu e doar armonie între doi prieteni, ci chiar melodie. Oare cât de mult îți place muzica? Mie îmi place foarte mult muzica. Eu cânt. Tu cânti? Bine. Nu sunt cântăreață de profesie, dar fără muzică nu pot să trăiesc. Pentru că muzica îmi dă aripi, muzica mă face să alerg. Să alerg liberă în zone în care altfel nu aș putea să ajung. Și mai nou, simt că în aceste zone ajung alături de tine. Sper că mă prinzi din urmă, sper că mă aștepți și că vom alerga împreună, în libertate, în dragoste, în lumină și vom depăși blocajele societății tradiționale, religioase, pe care le-am întâlnit până acum și ne vom bucura de dans, de muzică și de armonie. Abia aștept să ne întâlnim și să sădim flori, să culegem flori împreună, pentru că îmi doresc să manifest alături de tine tot ceea ce simt și ce ți-am mărturisit până acum. Te pup! Și pe curând. Dragii mei, etalările astea, vă rog frumos să-mi confirmați ce și cum, pentru că pe mine m-au lăsat așa, paf, paf, ce cărți au venit. Și după cum a fost, cum am mărturisit și numărul 2, uneori nici nu știm, cu această imagine ironică, sarcastică sau de gheață, nici nu știm ce este în sufletul omului. Da. O să trebuiască să... Unde am pus celelalte cărți? Să strâng cărțile. Sper să rămână bateria. Sper să nu se întrerupă etalarea și din cauza lui Mercur retrograd, nu? Și uite așa, trec mai repede la următorul număr. Cei care ați ales această casetuță, da? Numărul 3. Hai să trecem la numărul 3 și le amestec pe drum. Ok. Okidoki, cum am spus mai devreme, o să tot repet. Uite așa o să repet. Încep etalarea ca să câștig timp. Interesant. Numărul 3, mesaj de dragoste. Iar un număr acceptabil, altfel nu l-aș fi luat. Numărul 3, mesaj de dragoste pentru numărul 3. V-am zis că această etalare m-a consumat, mă uimește.
Mesaj de dragoste pentru numărul 3. Mesaj de dragoste pentru numărul 3. Da, deocamdată nu vine mai mult. Și totuși, deci nu vine. La această întrebare nu vrea să răspundă. Poate la altele. Mesaj de dragoste pentru numărul 3. 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 Fantastic. Este cum ciudat cum am început să fac acest gen de etalat tocmai acum când este Mercur retrograd. Dar probabil că aici este. O chestie. Comoara mea, lângă tine totul este altfel și totuși, eu am o misiune. Am o misiune și am niște alegeri grele de făcut în legătură cu relația noastră, cu dragostea noastră. Am o familie, am un arbore de genealogic, am o profesie foarte importantă în care trebuie să manifest echilibru și dreptate. Și totuși vorbesc în public despre dreptate, despre echilibru, despre credință. Aceasta este bogăția mea, aceasta este avuția mea. Dar cum spune și Pavel în Corinteni, pot să am orice dacă n-am dragoste. Și mă înfior când mă gândesc cât sunt de singură în această poziție pe care o am sau cât sunt de singur. Sufăr. Acest Chiron m-a învățat multe. Învăț din suferință și învăț și pe ceilalți din experiențele mele. Și totuși, cât de singur și cât de singură mă simt. Trebuie să mențin logica, trebuie să mențin viziunea în întuneric. În această lume rece, trebuie să-i susțin pe alții. Și oare pe mine cine mă susține?
Speranța că această dragoste ne va vindeca pe amândoi, ne va echilibra și știu că este parte din destinul meu, din destinul nostru, să ne întâlnim, să ne vindecăm și până atunci să învățăm să sperăm, da? Să avem încredere că această dragoste va lumina. Ne vom bucura de această lumină, de aceste emoții, la un moment dat. Până atunci, trebuie să păstrezi această lumină și aceste emoții într-un spațiu în care nu are nimeni acces. Poate că tu știi. Am deconstruit ceva. Și nu vorbesc de construcția trecutului, vorbesc de misiunea pe care o am. Simt multă pasiune. Simt multă pasiune pentru tine. Ești lumină în viața mea, ești o altă lumină. Eu sunt lumină în viața altora, sunt prietenul, camaradul de care au nevoie și tu ești pentru mine acest camarad, acest prieten, acest sprijin. Și totuși, e o distanță mare între noi, e o distanță care trebuie străbătută, trebuie schimbate lucrurile. Până atunci, visez un pic la această dragoste, e ca o atingere de înger, într-o lume atât de dură, și care are nevoie de atâta suferință. Ești ca un înger pe pământ. Ești pentru mine, ești trimis de îngeri sau trimisă de îngeri. Poate nu-ți vine să crezi, poate nu crezi în aceste calități pe care le ai. Dar sper cândva să-ți confirm aceste calități pe care le posezi. Și împreună să putem să schimbăm ceva, nu doar în viața noastră, ci și în viața altora. Dar dragul meu, draga mea, comoara mea, până atunci trebuie să-mi păstrez controlul. Trebuie să-mi păstrez controlul pentru că am o poziție specială. Am o poziție specială. La care nu poți să renunți. Nu că nu te-aș iubi, dar cred că dragostea noastră mai are multe de experimentat. Avem multă suferință împreună de vindecat, dar și separat. Simt că te retragi, simt că te-ai îndepărtat de mine. Oare ai plecat definitiv? Îmi vine să plâng. Oare ai plecat definitiv? Pentru că speram totul cu tine și între timp a apărut tăcerea, această distanță fizică, dar și verbală. Mă gândesc la tine tot timpul. Nici măcar nu crez că mă gândesc la tine atât de mult. Tu ești tot ce mi-am dorit. Din punct de vedere emoțional și fizic. Avem un potențial, ți-am spus. Avem un potențial deosebit împreună. Și totuși această suferință pe care o trăiesc și pe care trebuie să o vindec. Sunt conștientă că și tu ai partea ta de suferință care trebuie vindecată până să ne întâlnim împreună, până să se creeze această uniune specială care este între noi.
Atunci când ne vom întâlni, o ploaie de binecuvântări vom simți. O ploaie de binecuvântări. Și vom înțelege că suntem puternici și suferința prin care am trecut ne-a făcut și mai puternici și pregătiți să construim ceva special. Până atunci, comoara mea atât de specială, care mi-aduce și bucurie și suferință, nu uita că te țin aproape, într-un loc pe care nimeni nu știe, într-un loc secret, și că ești tot ce mi-am dorit. Aș vrea să îți spun acele cuvinte speciale, dar aștept să ți le spun când ne vom întâlni față în față. Vino mai repede și hai să vindecăm această suferință, să anulăm această distanță și să ne bucurăm de această iubire specială. Te îmbrățișez, te sărut pe frunte și te aștept. Între timp, învăț de misiunea mea, de sobrietatea mea, de rațiunea mea și țin toate aceste sentimente ascunse, dar pregătite să le împărtășesc pentru întâlnirea cu tine. Dragii mei, nu știu cât ați rezonat. Vă rog frumos să-mi scrieți. Repet, sunt niște mesaje la care nici nu mă așteptam. Nici nu mă așteptam. Și cărțile să vină așa cum au venit și mesajele așa cum au venit. Este această suferință din dragoste. Nu vorbesc doar de numărul 3, dar cred că la numărul 3 este suferință. A apărut Chiron. Pentru cei care știți astrologia, a apărut Chiron. Un Chiron care marchează și cariera, dar care marchează și relațiile de cuplu. Pentru unii, pentru alții. Da. Și când ați putea spune că, da, persoana egoistă, că nu renunță la carieră, când personajul are o misiune specială, simt că unii dintre cei care au ales numărul 3 au în gând un personaj cu o misiune specială. Și atunci trebuie onorat. Trebuie onorat acest scop. Ok, dragii mei, okidoki, o să repet, okidoki. Au, să mă țină bateria? Ia să vedem. Cum să fac? Cum să fac să reușesc să încarc telefonul în timp ce fac etalarea, fără să deranjez nimic. Și o să zic mai des ochidochi, pentru că tot am deranjat, sunt neconvențională și nu mi se pare nicio expresie atât de deranjantă sau pocnitul din degete, cum cineva a vrut să critique la un moment dat, din răutate. Deci, numărul 4. Mesaj de dragoste pentru 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 numărul 4. Hm.
Mesaje dragoste. Dragii mei, am pus un pic pauză, sper să nu decaleze sunetul. Cărți intense la fiecare număr. Cărți intense. La fiecare număr. Mesaj dragoste pentru numărul 4. Mesaj pentru numărul 4, mesaj de dragoste pentru numărul 4. Mesaj de dragoste pentru numărul 4. Mesaj de dragoste pentru numărul 4. Da, din păcate, iar a trebuit să întrerup și repet, sper că nu va fi afectat sunetul. Dragii mei, cei care ați ales numărul 4, aveți multe obstacole, multe elemente neprevăzute în această relație care vă afectează această relație. Multe întreruperi, nu doar pentru că a apărut la mine, dar pentru că așa spun și cărțile. Spun și cărțile. Aveți noi de acum arată cărțile, mai dragii mei. Mai dragii mei. Mesaj de dragoste pentru numărul 4. Dar chiar se confirmă. Nici nu știu cum să pun cărțile.
îngerul meu, dacă ai ști prin câte trec, dacă ai ști cum viața mea este zdruncinată din temelii, separarea care se produce între mine și anumite persoane m-a învățat să-mi creez niște granițe personale, niște granițe puternice, dar știu că trebuie să aleg. Trebuie să aleg dragostea. Trebuie să aleg creșterea spirituală. Trebuie să aleg lumina. Simt multă atracție față de tine. Ești această energie feminină întrupată. Ești o forță erotică, ai o forță erotică specială, o forță care poate să creeze un adevărat univers. Și din acest motiv țin foarte mult la tine. Și totuși, acest Eros este foarte marcat de problemele pe care le întâmpin zilnic, cu care mă lupt și trebuie să recunosc că trebuie, aș vrea să înțelegi, cu calitățile tale empatice, aș vrea să înțelegi că trebuie să-mi păstrezi teritoriul, cât de mică ar fi fâșia de pământ de stabilitate pe care trebuie să o apăr. Am nevoie de pământ sub picioare, chiar dacă aș vrea să zbor către tine. Știu, trebuie să mă vindec, trebuie să-mi schimb stilul de viață. Tu ești ca un înger, mă inspiri. Inspiri și pe alții. Tu zbori ușor pe valuri cosmice. Tu ești în atenția multora, dar tu poate că mă întreb, poate că nu ai trecut prin ce trec eu? Rămâne să aflu. Rămâne să aud, să mă rog la Mama Divină, să mă rog la Fecioară, să-mi ascult intuiția, să-mi dezvolt intuiția și să primesc inspirație divină. Pentru că am nevoie de inspirație divină în această situație prin care trec. Tu nu știi, poate. Da, vreau să încep o nouă existență. Vreau să aleg o nouă lume în care mi-exprim emoțiile, în care mă pot bucura de dragoste, în care mă pot bucura de spiritualitate, în care mă pot bucura de tine, îngerul meu. Ești ca un glob de lumină. Ești ca un înger care a adus lumina în viața mea. Și totuși, în viața mea, lucrurile se dărâmă. Sunt în preajma unor oameni care încearcă să își impună controlul cu o forță teribilă, iar eu trebuie să rup aceste lanțuri. Dulceața mea, îngerașul meu, tu poate ești mai mic, mai mică, poate nu ai avut de-a face cu asemenea provocări, cu asemenea forțe, dar să știi că sunt conștient că trebuie să închid acest capitol. Să închid acest capitol de suferință prin care am trecut. Și să nu mai car responsabilitățile altora, învinovățirile altora, proiecțiile altora și să mă conectez la intuiția mea, să devin și eu un profesor, pentru că tu în felul tău
Predai dragoste, predai delicatețe. Tu ești numărul unu pentru mine. Fără tine, viața mea ar fi o luptă și un întuneric total. Tu ești lumina mea. Tu îmi dai stabilitate, deși am în preajmă oameni încăpățânați, obsedați de control, care îmi pun tot timpul blocaj. Oameni care vor să domine, oameni care vor să conducă. Oameni care cred că stabilitate nu există decât în lucrurile reale. Dar tu îmi dai mie, îmi dai mie stabilitate. Și dragostea noastră este încercată din greu de Saturn. Este încercată din greu de această societate, de aceste tipare pe care eu cred că toți le experimentăm, mai mult sau mai puțin. Aș fi curioasă. Tu ai trăit ce trăiesc eu? Dacă ai trăit ce trăiesc eu, oare ce ai alege? Ai alege dragostea? Ai alege o nouă lume? Sau ai rămâne în această luptă să le demonstrezi lor? Eu știu ce vor să afle. Să le demonstrezi care este mai puternic. Dar oare merită această luptă? Sau poate ar fi mai bine să lupt pentru tine? Să lupt pentru tine. Așa îmi spune intuiția, așa îmi spune Dumnezeu uneori când mă rog. Să lupt pentru tine, măcar ca și simbol, să lupt pentru dragoste. Și când voi lupta pentru o nouă dragoste, pentru o nouă viață, sunt convinsă că din norii tăi, în cerurile tale, vei zbura către mine și nu știu de ce. Uite, mi-aduc aminte de luceafărul. Ești ca un luceafăr pentru mine. Ești lumina de zi și lumina de noapte. Ești inspirația, pasiunea și forța care mă îndeamnă să-mi caut destinul într-o nouă direcție. Într-o direcție care e mai aproape de ceruri, mai aproape de noi, mai aproape de Dumnezeu. Dar până atunci aș vrea să găsesc fericirea și pe pământ. Și voi lupta pentru tine să te poți bucura și tu de această dragoste sau măcar de efectele pe care aripile tale, zborul tău în viața mea, le-au creat. Știi? Există acel concept în care bătăile de aripi ale unui flutur, fluturaș, îngeraș, poate să creeze cu tremure în colțul opus al globului sau într-un colț. Sunt în colț de ca și când globul are colțuri, într-un loc pe acest pământ. Nu știu ce alte efecte creezi tu, dacă mai înveți și pe alții să zboare, să spere și să viseze. Dar cu inocența ta, sper că nu doar aparentă, mi-ai schimbat viața. Și în acest moment sunt conștientă că trebuie să las tot trecutul în spate și să-mi creez un nou ambient în care
Să mă ghidez după intuiție? După mesajele pe care le primesc de la divinitate, de la îngeri și mai ales la tine, îngerașul meu. Aș vrea să te îmbrățișez? Aș vrea să zbor cu tine? Și aș vrea să renunț la această luptă pe care o dau în fiecare zi și să mă concentrez pe lupta pentru tine. Dar îți promit, mă voi lupta pentru tine. Te pup și mă gândesc la tine, sufletelul meu. Da. Dacă ați ști prin ce trec, ce simt în timpul acestor etalări, dacă ați ști. Sper din tot sufletul că nu s-a decalat sunetul. Sper din tot sufletul că îmi veți confirma într-un fel sau altul și nu uitați că dacă sunt mesaje despre care nu știți, nu uitați. După cum s-a și văzut în timpul acestor mesaje, oamenii trec prin multe și uneori, măcar pentru o perioadă, trebuie să ne concentrăm pe eliberarea noastră, cum e și acest personaj, trebuie să se concentreze pe eliberare, pe schimbare de carieră, de direcție, schimbare prin care trece acest personaj. Și voi să rămâneți măcar ghizi. Dragostea asta voastră să rămână un ghidaj. Și dacă se va materializa într-o formă erotică, pentru că Eros a venit invers, Eros este provocat, este un pic sufocat din cauza provocărilor din alte direcții. O, Doamne, dacă ați ști prin ce trec și ce simt la aceste etalări, prin ce am trecut, poate mi-ați trimite și voi un gând frumos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper din tot sufletul că v-a plăcut. Numai bine, pa, pa!